Moldovenii de la FC Botoșani au dus o luptă grea cu penultima clasată din grupa play-out-ului. Elevii lui Flaviu Stoican au reușit să înscrie în repriza a doua prin cel mai în formă marcator al echipei, Sebastian Mailat, care a ajuns astfel la cea de-a 12-a reușită din actualul sezon. Da, o victorie importantă, o victorie care ne dă oarecum liniște, o victorie de care aveam nevoie, chiar dacă a fost un meci nu spectaculos și a fost un meci muncitoresc. Cel mai mult ne-au interesat punctele și mă bucur că le-am obținut. Am întâlnit o echipă care are în componență jucători cu talent, doar că noi cred astăzi că am arătat că suntem mai buni decât ei ca și echipă. Pentru trupa de pe Municipal urmează cea mai lungă deplasare din campionat. E mâine să ne gândim la meciul de la Arad, pentru că vrem să demonstrăm că în meciul trecut din campionatul regulat, faptul că am jucat pe un teren înghețat a fost un accident. Rămâne ca noi să demonstrăm lucrul acesta, chiar dacă întâlnim o echipă UTA care pe teren propriu are toate șansele sau pleacă ca și favorită. Dar mergem să jucăm, mergem să facem un meci mare. Meciul dintre UTA Arad și FC Botoșani va avea loc vineri 14 aprilie cu începere de la ora 21.